Ne aflăm aici la festivitatea de absolvire a clasei a patra, a patra A, Școala Gimnazială Vasile Alexandrii, promoția 2000. Două vorbe, atât vă spun. Timpul aleargă. Parcă ieri întâmpinam într-o zi aurită de toamnă, acolo în curtea școlii, niște școlari sfioși, stăpâniți de emoții, unii chiar cu lacrimi în ochi, și iată-ne ajunși în clasa a patra. Am petrecut împreună 4 ani de muncă, de efort, de succese și bucurii. Să încercăm împreună să întoarcem filele timpului cu aproape 4 ani în urmă, când, pe 15 septembrie, sfioși, speriați, curioși, emoționați, frumos îmbrăcați, cu flori în mână, însoțiți de părinți sau bunici, ați venit să gustați din pomul cunoașterii, hotărât să parcurgeți cu rezultate cât mai bune o treaptă importantă a scării vieții voastre. V-am îndrumat cât mai bine pașii pe această cărare a învățăturii spre a găsi cheia de aur a cunoașterii. Greu n-a fost, dar nici ușor. Este o treaptă pe care am parcurs-o și noi în viață. Împreună am învățat să citim, să scriem, să socotim, să desenăm, să cântăm, să ne jucăm, să înțelegem istoria acestui popor, să ne cunoaștem frumusețele patriei, să încercați să conversați în limba engleză, să știți să folosiți un calculator, să știm să ne comportăm, să alegem binele de rău, pentru a ajunge să zărim lumina cunoașterii și a înțelegerii. Fiecare dintre voi a aflat ce este prietenia, ce înseamnă colectivul clasei și al școlii. Am realizat și ați realizat multe lucruri bune care v-au dus satisfacție și v-au produs bucurii. Cu această ocazie țin să mulțumesc părinților și bunicilor voștri pentru înțelegerea, susținerea și ajutorul pe care ni l-au acordat în parcurgerea cât mai ușoară a acestei trepte de învățământ. Orice muncă cere efort, dar efortul nostru a fost încununat de multe bucurii. Pășiți încrezători în voi spre viața ce vă așteaptă. Succes, baftă și mult noroc în viață. Pentru că să formezi o echipă este doar începutul. Să rămâi împreună este progresul. Să lucrăm împreună este succesul. La revedere, fluturașii mei dragi. Să nu uitați că eu v-am dăruit aripi ca voi să înălțați zborul.